Binecuvântarea arhierească au primit astăzi și credincioșii parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriel din localitatea constanțeană Valului Traian. În zi de hram, aceștia s-au rugat la Sfânta Liturghie împreună cu un alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Teodosie a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriel din localitatea Valului Traian și l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh. La final, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre rolul și misiunea îngerilor în viața oamenilor. Dumnezeu a creat lumea materială, a creat și pe om și l-a creat după chipul său și iată, a pus pe îngeri să vorbească cu oamenii și vorbeau îngerii cu oamenii și erau bucuroși în raiul cel din Eden, unde au fost așezați oamenii, că vorbeau cu îngerii. Sfânta Scriptură ne arată că îngerii sunt făpturile lui Dumnezeu, care după căderea lui Lucifer și a cetei sale, pe aceștia Dumnezeu i-a hrăzit să fie păzitorii oamenilor, păzitorii cetăților, păzitorii satelor, păzitorii orașelor și a țărilor. Și iată, îngerii au o misiune nobilă, să rămână cu oamenii, să-i ajute pe oameni și să-L laude pururea pe Dumnezeu. După Sfânta Liturghie, clericii și credincioșii au participat la slujba de binecuvântare a locului pe care va fi amenajat noul cimitir din localitate.